Pentru victorie, 3 puncte uriașe cu Kosovo și o victorie facilă. Mulțumim. Da, sunt 3 puncte importante. Nu putem să spunem că a fost atât de ușor, dar am știut să jucăm inteligent. Ne-am luptat, ne-am dorit foarte mult victoria și ne bucurăm că am deputat cu dreptul. M-am ambiționat și mai mult ceea ce s-a întâmplat la ei. Și declarațiile dinainte și tot. Normal, știam oarecum ce fel de partid o să fie. Normal că am jucat cu mult mai multă ambiție, dar eu cred că asta e deja caracteristica acestei echipe și am arătat din nou că ne dăm la parte, că știm să luptăm, știm să zic așa, să fim inteligenți și să putem putem. Ce fel aveți pe Mircea Lucescu? E un sentiment frumos să avem de cei mai tifați din lume și nu putem decât să învățăm de la dânsul și să facem tot posibilul să-l ajutăm, el să ne ajute pe noi și împreună să atingem obiectivul. Începe România din nou să aibă o atitudine de învingătoare și mă refer după preliminarele cu succes, europeanul cu succes pe care l-am avut, așa pare. Da, trebuie să avem încredere în noi, mai ales după, cred că ce am făcut și în preliminare și la Euro, asta demonstrează că putem, m-am spus, să jucăm cu oricine și trebuie să ne dea încredere fiecare rezultat bun pe care îl facem și fiecare performanță să credem că putem face din ce în ce mai mult și să atingem următorul lucru. Ce ai simțit când ai văzut că vine mingea spre tine și partea egală? Da, e un sentiment frumos, știam că am profitat de, să zic așa, de atenția fundașilor. E important pentru fiecare jucător, mai ales pentru atacant să marcheze. Mă bucur că am marcat, dar important că am reușit o victorie la scor, că am reușit să zic așa, să le plătim ceea ce am încercat și atmosfera asta o să fie. Ideea asta a fost să așteptați puțin și apoi să dubiți că puteți în ocazia, să le lăsați pe ei și înceapă. Da, v-am spus, și Nestor mi-a spus că trebuie să jucăm inteligență și fiecare, mai ales începutul de meci, sfârșitul de meci se joacă inteligent. Am știut când să-i lăsăm pe ei, când să contraatacăm, când să punem presiune și cred că am făcut un meci bun, normal, ușor vrea să creștem de la meci la meci și cu siguranță suntem pe drumul bun pentru obiectivul nostru. Toate gândurile duc acum către câștigarea grupei și Cupa mondială ulterior? Da, asta e obiectivul. Cum am spus, muncim de la meci la meci, de la acțiune la acțiune, să fim în ce în ce mai bun și să ajungem spre finalul campaniei și Ligii Națiunilor să ne îndeplinim obiectivul. Care e diferența între a lucra cu Edi Iordănescu și a lucra cu Mircea Lucescu? Unde sunt diferențele? Păi deocamdată, știți că așa e, suntem de-abia la început. Am avut, cum am spus, un parcurs extraordinar cu Edi, să zic așa, acum, cum am spus, vrem să trecem la următorul nivel. Și ușor vrem să preluăm ceea ce ne transmite Mircea și să punem în aplicare, pentru că, cum am spus, o experiență incredibilă și a fost pus în diferite situații. Noi nu avem decât să învățăm de la experiența dânsului și să mergem mai departe, să construim pe ceea ce a fost bun până acum cu Edi și să mergem la... Ok, mulțumesc!